dimineața. Azi ne simțim devitalizați și ne lipsește atât motivația cât și entuziasmul. În plus, din cauza anumitor persoane sau a unor evenimente, putem sfârși dezamăgiți și confuzi. Nu este o zi bună pentru negocieri, dar nici pentru teste medicale, deoarece diagnosticul nu va fi foarte clar. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec. Azi îți prinde bine să stai cât mai departe de restul lumii și să îți încarci bateriile, mai ales pe plan emoțional. Nu ar fi de mirare ca anumite mesaje sau conversații să te facă și mai confuz decât erai. Taur. Paradoxal, dificultățile care apar azi în sectorul prieteniilor sau în cel financiar te vor ghida către soluții viabile. Dacă oamenii din jur nu pun presiune pe tine, nu o face nici tu. Gemeni. Un proiect pare că se năruie, dar dacă într-adevăr se întâmplă, este pentru că universul are ceva mai bun pregătit. Ești versatil, inteligent și vei face în așa fel încât la final lucrurile să iasă cum vrei tu. Rac. Nici tu nu mai știi ce este real și ce este doar rodul imaginației. Este o zi bună să lucrezi la partea artistică a unui proiect, la viziune, nu să calculezi bugete și să analizezi cifre. Leu. Este destul de dificil să stabilești cine îți este prieten azi cu adevărat și cine îți este rival. Dacă vrei să pornești un parteneriat, mare atenție la detaliile fiscale. Ți-aș recomanda să nu te grăbești în luarea unor decizii majore. Fecioară. Nu demara proiecte ambițioase alături de oameni în care nu ai 100% încredere, deoarece mai târziu vei plăti destul de scump. Balanță. Multă lume îți va cere sfatul sau ajutorul azi și, cum este de așteptat, nu le vei întoarce spatele. Totuși, sper să nu aibă mari pretenții de la tine, pentru că ești mai aerian decât de obicei. Alte balanțe sunt confuze în ceea ce privește concediul sau o plecare în străinătate. Scorpion. Pentru o secundă ai impresia că știi exact ce vrei de la o anumită persoană, ca mai apoi să te răzgândești. Sau poate că partenerul sau cel cu care flirtezi îți trimite semnale neclare. Când te vrea, când nu te vrea. Săgetător. Sunt anumite aspecte acasă care te deranjează, dar nici tu nu mai știi dacă să-ți descarci sufletul sau să mai amâni. Partenerul s-ar putea să nu înțeleagă ajutorul pe care îl dai părinților sau altor rude. Capricorn. Chiar dacă ți-ai stabilit pas cu pas o strategie, nu va rămâne în picioare. Cea mai bună abordare este să iei lucrurile azi așa cum vin. Iar la locul de muncă, nu fi naiv. De asemenea, mare atenție la sănătate. Vărsător. Pe de o parte, ai chef de distracție, pe de altă parte, ai determinat un deadline. Alți nativi au dileme legate de banii pe care îi dau copiilor sau persoanei iubite. În plus, un proiect poate să aducă acum o pierdere. Pești. Cei din familie își vor băga nasul printre burile tale, așa că învață să stabilești granițe și să impui limite. Nu le permite să îți spună nici cine ești și nici ce ar trebui să faci. Alte probleme pot apărea din cauza unui părinte prezent fizic, dar distant emoțional. Acesta a fost horoscopul. Să aveți o zi minunată! Mulțumim!